prezența acestei bacterii a fost semnalată ca urmare a analizelor și a probelor prelevate în data de 14 ianuarie. Acum a depistat ei, dar cine știe de când? Conducerea companiei de apă, conform prerogativelor stabilite, a informat primăria, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică. Nici nu ne-a știut nimic. De unde să știm? N-am știut. Este prezentă în toate apele de suprafață ca urmare deversării în ape unor materii fecale. Primele suspiciuni de apă infestată cu materiale fecale au apărut pe 14 ianuarie în rezultatele testelor efectuate de compania de apă, când se depășea cu 4 unități limita normală. Prima prezență a acestei bacterii a fost semnalată ca urmare a analizelor și a probelor prelevate în data de 14 ianuarie. Compania a tăcut. Zilele următoare, pe 15 și 16 ianuarie, s-a depășit normalul cu 32 de unități. Față de consumatori, aceeași tăcere. Pe 17 ianuarie, la 3 zile distanță de primele suspiciuni, apa s-a oprit brusc, fără explicații, fără avertizări. Un comunicat de presă SEC anunța sistarea furnizării apei în urma contaminării microbiologice. Responsabilii de la compania de apă, puși în funcții pe criterii politice și după ședințe pe ascuns și Demeter Fulger, au pasat și de această dată vina către o altă instituție și s-au dezis de orice responsabilitate. Direcția de Sănătate Publică are obligația, conform acestei legi, de a anunța populația. Informațiile nu ajunseseră la populație nici duminică după amiaza. Oamenii erau revoltați că au rămas fără apă și bulversați pentru că nu știau ce se întâmplă și ce conținea de fapt apa. Nici nu ne-a știut nimic. De unde să știm? N-am știut. Trebuia să anunțe, să pune afiș pe ușă că nu trerupe apa. Poliția a deschis un dosar penal și o anchetă este în derulare.